Hai să vedem care sunt cele 10 strategii prin care putem să creștem rata de conversie în Google AdWords, numărul de clienți care vin pe site-ul nostru, dar și cum putem să scădem costul pe click și costul general la campaniile noastre, pentru ca noi să profităm cât mai mult de promovarea și marketingul pe Google AdWords. Pentru aceasta am făcut o listă de 10 elemente de care trebuie să ținem cont și o să le iau pe fiecare în parte pentru a le explica și vă arăta exact cum se folosesc. În prima fază, în cazul pentru Keyword Research, avem Uber Suggest Tool. Acest tool, practic, este un tool foarte bun prin care putem să găsim diverse cuvinte cheie. Vedem cum se scrie. Uber Suggest Tool. Mergem pe primul sat de căutare. După care, nu vreau să iau niciun quiz. După care aleg cuvintele cheie pe care eu vreau să fac research. Să vedem dacă are Romanian, vedem care are Romanian și să zicem că eu caut, am o pizzerie și vreau să fac AdWords pe această pizzerie, pe site-ul pizzeriei mele. Dau accept și aici scriu pizza cu București. Dau search și acest tool nu va căuta cuvintele chiar relevante. De ce? Căutări pe lună. Bine, nu este chiar exact, dar măcar ne dăm seama despre ce este vorba. Și aici vedem căutările pe lună. Cam care îs. Vedem alte cuvinte cheie. Pizza non-stop, sector 6, sector 1, sector 4 și așa mai departe. Deci putem să ne dezvoltăm lista de cuvinte cheie foarte ușor dacă folosim acest tool numit Uber Suggest. Și aici vedem care sunt paginile care au acest cuvânt, care licitează acest cuvânt cheie sau care fac SEO pe acest cuvânt cheie sau expresie cheie. Vedem București FM, Metropotam, Buvubescu și așa mai departe. Și vedem backlink-urile și așa mai departe și după care putem vedea idei de keywords în funcție de acest cuvânt cheie. Vedem site-urile pentru care se luptă pentru acest cuvânt cheie și vedem alte cuvinte cheie importante. Putem să descărcăm în CSV aceste idei și concurenții putem să exportăm în tot în CSV ca să ne fie mai ușor de monitorizat. După care avem Content Ideas, ne arată ce content putem să creăm, care este contentul cel mai bun pentru această expresie cheie. Deci, practic, intrăm pe site-urile acestea și vedem ce content au și cum putem să-l facem contentul nostru mai bun. Și după care avem points overview, care este dificultatea pe SEO și dificultatea paid și costuri pe click. Bine, ceva estimat, dar cu datele acestea și cu datele din AdWords putem să vedem în mare să ne facem o imagine despre această expresie cheie pe care vrem să facem să concurăm. După care avem overview pe anumit site sau putem pe top pages, pe anumite site-uri să vedem care sunt cele mai bune pagini. Deci acesta este Uber Suggest Tool, un tool foarte bun pentru keyword research, pentru a ne da o imagine de ansamblu asupra costurilor, dificultății, dar și a concurenței și a altor cuvinte cheie similare cu expresia noastră cheie principală. Cam acesta este prima strategie pe care recomand să o utilizăm, să facem un research de cuvinte cheie cât mai bun.